De luni 16 mai începe vaccinarea cu a patra doză de vaccin împotriva virusului SARS-CoV-2. Administrarea acesteia este posibilă doar pentru cei care au efectuat primele trei doze cu un vaccin de tip ARN mesager și au vârsta de peste 18 ani. Imunizarea se va face la cabinetele medicilor de familie, întrucât în Mehedinți toate centrele de vaccinare au fost închise. Românii de peste 18 ani pot efectua, începând din 16 mai, a patra doză de vaccin anticovid cu serul de la Pfizer. Aceasta va fi administrată doar în cazul în care au trecut cel puțin 4 luni de la ultima doză. Mehedințenii au părerile împărțite. Unii spun că se vor vaccina și cu această doză, iar alții nu par foarte convinși. În decembrie am făcut ultima și eu zic că la 6 luni, mai, iunie, că de-abia am început. Dar veți face a patra doză? Da, păi cum să nu trebuie? V-ați vaccinat cu a patra doză împotriva COVID-19? Never. De ce? Pentru că am o impresie despre vaccinul ăsta ca despre ruși. Ați făcut primele doze? Da. Deci pe a patra nu o veți face? Nu, nu. Dacă vreau să mă vaccinez, nu sunt sigur. Am făcut trei doze, a treia doză am făcut-o și cred că e de ajuns. A patra mi se pare cam mult. Ne-am făcut toate trei. Dar doar dacă va fi necesar. Dacă, a patra. Și dacă îmi spune să le fac, le fac. Ce să? Îl fac și pe alta fila. Că văd că n-am pățit nimic. Desigur, eu aștept pe 17 luna asta să fac doza a treia și intervalul pe care se va preciza am să-l fac și pe a patra doză, cu siguranță. Imunizarea se va face în cabinetele medicilor de familie, întrucât centrele de vaccinare au fost închise în Mehedinți. Începând cu data de 16 mai, în cabinetele de medicină de familie din județul nostru se poate efectua cea de-a patra doză de vaccin Comirnaty produs de compania Pfizer-BioNTech la cerere. Poate fi solicitată cea de-a patra doză de către persoanele peste 18 ani care au fost vaccinate împotriva COVID-19 cu 3 doze de vaccin de tip ARN mesager. Vaccinarea cu cea de-a patra doză se poate efectua la minim 4 luni de la efectuarea celei de-a treia doză, iar dovada vaccinării poate fi reprezentată de adeverința de vaccinare generată de Registrul Electronic Național al Vaccinării sau de certificatul digital. Potrivit comunicatului DSP, se recomandă efectuarea dozei a patra de vaccin, în special persoanelor cu vârsta de peste 60 de ani.